Trapezistoasă înălțimea, este iar mare cu serbic. Așa au și dat, 6 cu serbic. Da, iar mare cu serbic, asta era secretul. Sigur, și a fost interesant și ce am făcut. Caria, aria, este produsul diagonalul. Numai în situația asta. Da? Semiprodusul. Semiprodusul diagonalul. Produsul pe tot. De acum, dacă am fapt pier mic, asta era și la pe fapt. Mai insistăm un pic până când, adică vreau să înțelegi. Eu știam prin doi, așa, odată-i doi, de trebuia să ajungem la ea. Sigur. Deci toată povestea este asta, că înălțimea, într-un trapez isoscel în care diagonale sunt perpendiculare, înălțimea este egal pe mare plus mic. Da? Și justificăm foarte repede aici. Deci înălțimea este mare plus mic. Bun. Volumul AB, A prin B prin. Apropiu-i de formula aici, cu ei știu. Sigur, e raza mare știută, raza mică știută, înălțimea aia știută, deci volumul. E faci pe trebuie lângă lui R mare plus R mic, plus R mare ori R mic. Cum? Deci e egal cu? PH pe 3, 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 plus R mic pătrat, plus R mare, ori R mic. Și egal cu pi, ori 12, pe 3, 6 pătrat, pe 6 pătrat. Ajunge, domn profesor, H-ul e 12? Nu. H-ul, pentru că R mare plus R mic este. Am aflat mai multe. 8, 6 plus R mic. 6 plus 2 e 8. Deci atenție un pic. Așa. Adică, deci, voi 6 la pătrat, plus R mic, care e 2 la pătrat, plus 6 ori 2, 12. Și egal cu 8 pi supra 3, pentru că 3 e 6 plus 4, plus 12. Facem în final 8 pi supra 3 ori 52. Și 8 pi ori 52. Și face 14, nu? Da. 52 nu merge. 1. Nu merge. 5 cu 7. Da, 7 nu merge. Am ce face. 8 ori 52 pi supra 8 ori 52 dacă vreți. Da. 8 ori 16, 8 ori 40. 40. Da, deci e egal cu 416 pi supra 3 centimetri cu, dacă sunt centimetri, da? Centimetri la cu. Și am aflat volumul. E, acum trebuie să arătăm cu măsura unghiului acela. Este mai mic decât 161 de grade. Da. Gândim așa. Ne-ai generatoria mamă. Da. Păi, putem să plecăm de reformulă? Că măsura lui BB e egală cu 30-60 ori sinus de BB. Păi, să formule așa? Da, da. Sau 30-60 ori sinus. Asta a zis că era la treia la acolo. Da, da. Deci, are sectorul reciclar cu cine este? Cu 360, nu, nu aria, unghiul ăla. Bun, dar eu aș vrea să găsesc, să mergem pe partea asta logică, să înțelegem un pic formula. Am mai făcut o dată. Am mai făcut o dată. Deci, să zicem, area sectorului pentru un singur grad. Mm-hmm. Arfețele acestea. Adică nu știu formula acum, trebuie să mă leg și eu să văd dacă e corect. E cât e? Pi r pătrat. Da? Ier pătate are acest ier pătrat supra 360 pentru singur grad. Și dacă eu vreau să mai am multe grade, ori ier grade. Asta este area sectorului circular. Dar area acestui sector circular este egală cu area laterală a trunchiului. Egal cu area laterală,
Pardon, are rădărat la Horn. Are rădărat la Horn. Ce se face în timp? Stii, scoate raza, dar raza este asta. Fosta generală. Șase radicale din 5. Șase radicale din 5. La pătrat, supra, 360. Ori e în radical. O e în radical. Are la pornului cu cine era? Are la lateral. Pierge. Deci, piu. Ori raza. Raza este 6. Ori generatoarea care este 6 radical din 5. Nu? 6 radical din 5 este. Și acum, pi cu acest piu se termină. 6 radical din 5 cu 6 radical din 5. Pătratul cu asta. 6 cu 360. 6 cu 360 și face 60. Și o să avem 6 radical din 5. Și atunci 60 vine 6 pe 6 radical din 5 ori n grade. Da? Supra 60 de grade. Egal cu 1, nu? Adică, pentru un 6 se dedică și vine radical din 5 ori n grade, supra 10, egal cu 1. Adică, asta ar însemna că n grade egal cu 10, 10 supra radical din 5. E 2 radical din 5. Personalizăm și n grade egal cu 10, zici 2, 2 radical din 5. Da? De grad egal cu 2 radical din 5. Și noi trebuie să arătăm că e mai mic decât 161 de grade. Decât 161 de grade. Păi ar trebui radical din 5 la valorificat, dar am întâlnit și ceva. Ia să mai vedem o dată. Pier pătrat supra 360 este pentru un singur grad. Ori în grade și am aflat care sector. Dar R este 6 radical din 5, generatoarea. Egal cu area laterală a corului. Area laterală a corului înseamnă ce? Pier. De acolo, sau mă puteam duce de aici. Mă puteam duce că lungimea cercului de aici, lungimea cercului, este BA. Deci cercul de aici. Deci tot adevăr mă duc pe area laterală, mă duc cu pe area sectorilor, pe lungimea cercului. Este area cercului desfășurare, bige pătrat. Pi? G pătrat. Area cercului desfășurare. Adică sectorul, nu? G pătrat. Pi? El pătrat. G, da. E G-ul aici. G, pi? Și 80 pi. Dacă a spus pi, G pătrat, pi, el pătrat. Zis, pi, el, dar el e 6 radical din 5. Da. Pi e 6 radical din 5 la pătrat, supra 360. Asta. Aria cer desfășurare doar pi G pătrat atât. Pi? G pătrat. G pătrat. Are lateral la cornului. Are lateral la cornului 3, 6, pi, radical din 5. Are lateral este pi? 3, 6, bă, da, uitați, 3, 6, dar parcă aveți pi, ori 6, ori 6, radical din 5, parcă ați scris. Da. Uitați, n-ați înlocuit. Acolo, și 3, 6, pi, radical din 5, deci asta ați scris-o, dar fi așa. Da. Are lateral la cornului. Dar aria cert desfășurare este pi, g pătrat. Pi. Așa am făcut și eu. Păi da, tot după supra 3 și ai zis-o, spui domn profesor, ori în grade. Fără. Da, că așa era formula. Fără. Și acum, dacă 180 pi, adică aia cercului desfășurat, e egal cu 360 de grade, pe 36 pi, adică de 5x. Și de aici x este
mai mic de 160 de grame. Dar m-am aplicat de formula obținută și asta nu mă nu mai pic, hai să vedem unde sunt relămurim și după aceea de pe deci pi r pătrat, pi g pătrat. Da. Pi g pătrat este area cercului tot, așa. Da, înseamnă 360 de grame. Atunci 36 pi radical din 5 înseamnă x. Face... Păi rămâne singur. Da. Dar este același lucru, am aplicat aici. Așa, și supra 360 de grade. Ori în grade, da. X grade notat, da. Mai azi, iar grade, egalitatea asta aici este... Și X, aici e greșeala, X da. Este egal cu N grade la cum a spus în acela, dar trebuie să fie egal cu 72 radical din 5, nu cât n-a dat. 72 radical din 5. Păi de e să mai vedem aici. Ce ai făcut tu? Am simplat 6 cu 6 de aici, mă? Cred că asta mai e nebunit. Eu sunt obosit de drept, dar atenție. Pi cu pi, hai să mai citesc. Hai să mai scrim o dată acolo. Pi ori 6 radical din 5 la pătrat. Da. Ori e în grade. Da. Da. Ori e în grade. Supra 360. Supra 360. Da. Grade este egal cu pi. Este egal cu 36 radical din 5. Radical din 5. Așa. 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 Da. Și echivalent. Pi cu pi. Așa. Și egal la pătrat vine 36 ori 5. Deci vine 6. Aici 36 eu puteam să zic 6 ori 6 radical 5. 6 radical 5 cu pătratul. Și obținem 6 radical 5 ori N. 6 radical 5 ori N grade. 6 radical din 5 ori n grade, supra 360, este egal cu, observăm aici că ne-am rămas un 6, nu? Ne-am rămas un 6, 6 radical din 5 l-am simplificat. Egal cu 6. E, printr-un 6 aici, simplificăm. Da. Și este echivalent, va spune că radical din 5 ori n grade supra 360 este egal cu cât 1. Adică n grade este egal cu 360 supra radical din 5. Și dacă... 360 ori radical din 5 pe 5. Și aici simplificăm? 72. 72. Așa trebuie să trebuie. Deci e în grade, este egal cu 72, ori radical din 5. Grade. Grade, da. Și mai mic decât 160. Și mai mic decât 160, pentru că dovedim asta 161. Trebuie să arătăm, da? Mai mic decât 160 și 99, mai mic decât 161, dar nu știu ce e 99. Uite, dacă noi trebuie să arătăm că e mai mic decât 161, da? Da. Adică am bine la pătrat și să datorită radical din 5, de acolo vine toată chestia. Da? Adică da. Eu scris că 72 radical din 5 grade e mai mic decât 160, doar. 72 radical din 5. Radical din 5 mai mic decât 160. Da? Și 99. Nu. Și care e mai mic decât 161. Nu. Nu. Și virgulă. Și 99 mai mic decât 161. Și 99. Mai mic decât 161. Asta nu deci, înțelegeam eu, vreau să deci în clipa în care radical din 5 cam cât face? Ia să vedem. E 2 și un pic. Radical din 5. Cât îți trage cu câteva decimale? Da. Acești două aici. Da. Hai să vedem extragem radicalul. Ia la asta nu fi de extragem la algoritmul. 2. Da, merge 2. 2, 2 face 4. 1. Adăugăm 2, 0. Ce facem? Dublăm pe 2. Da. 4. 4. Punem 2, 0. Punem o cifră aici, lângă 4. Ori tot aia, cifra aia. Da, deci 2. Ori 2. Care face 84, 6,
punem pe 2 aici. Dublăm. Dublăm? Ați uitat, nu? Au uitat, dar pentru și nici nu mă zic, și eu știu. Păi da. Că... 42 face 44. Cum pot cifru orice? Punem 2 aici, 20 ori. Punem acea cifră... 2. 3 ori 3, 9, 3 ori 4, 12, 3 ori 4, 12, 13. Deci... Dar facem 3, facem 3, 2, 23. 2, 3, 6, dacă mai vreți o văd. 2, 3, 6. Așa, să zicem. Ei, și zicem acum. 2,23 e mai mic... 2,7. O secundă. Deci radical din 5, cum este? Este mai mare decât ăsta. El mare zecimale, da? Da. Deci radical din 5 e mai mare decât 2,23. Am făcut o aproximație prin lipsă. Adică am neglijat... Tot ce după 3, da. După, tot ce după așa. Da. Și pot să zic că este mai mic. Dacă mă duc așa, cu 2,24. Da? Adică radical din 5 e mai mic decât 2,24. Nu? Mm-hmm. Îi dă 2,23 și 6 și așa mai departe. Deci mai mic decât asta. Și acum mulțumesc cu 72. Și bine, 72 radical din 5 mai mic decât 2,24. 161,28. Da? Deci, iată că 72 în acela e mai mic decât 161,28. Mie trebuia să fie mai mic decât 161. Deci, m-am dus la o majorare... Da, m-am dus la 2,3, trebuia 2,36. Ca să fie făcut la 2,37, 30 mai ajut. Deci, 30 mai trebuia să fie. Da. Așa, asta este secretul. Deci, era 2,3. Cât mai multe decimale. Și să ajungem sub 161. Sub 161. Corect. Și asta e povestea. Bine, nu se vede așa complicat. Zic și eu, nu știu. Nu, aici a fost un joc făcut de cel care propuse subiectul pentru a vedea că majorarea aceea care trebuie să o facă, să o facă cu cât mai multe decimale, 4, 5, până când sunt aviați. Facem sinteză. Putem să zicem gradul la a doua? Cum? Putem să zicem gradul la a doua, ca să spunem că în 5 minute, nu? Dacă ridicăm ambii membri la fel, da. Putem face și așa. Yes. Deci, zicem, plata aceea mai mică decât 161, ridicăm ambii membri la pătrat și ales că 5-ul acela e cuprins între nu știu cine și... Dar zice, totuși, să retragi pe din 5. Am înțeles. Nu știi să retragi și atunci găsești proapte din 10. Da. Facem sinteză, da? Sinteza, ok. Ce-am văzut? Am văzut așa. Suma trei numere e doar 7,80, 50% din el, cu a doilea se majorează, se micșorează. Așa, procente. Procente. Sisteme. Da. Sisteme liniare. Da. De fapt, au fost sisteme 3 cu 3. Da. Sistemul
sistem de evacuație, da? Da, cum se face am văzut, reprezentarea funcției. Funcții, graficul. Graficul funcției, funcții de egal repătate de axă. Punctele M de coordonate XX, XX, adică acel X egal cu Y-ul. Așa, după aceea am făcut atas numărul N este natural pentru orice X aparține de el, ecuații. Ecuații, da. Da. După aceea arată formul cu exemplu care da măcuși. Care da măcuși. Da. După aceea am făcut cele două probleme la geometrie cu dreptun. Din acest dreptun care am depărtat ca să un colț. Dreptunghi. Suprafața. Triunghi. Dreptunghic. Aici, perimetru. Și aici am pus măsurile alea, rapoartele acelea, știți? Am lucrat cu rapoartele acelea. A. După aceea, la problema a doua, am fost cum circulă drept. Circulă drept. Drept. Secțiunea axială. Drumului de pont, drum de pont, secțiunea axială a drumului. Drum de pont. Volumul drumului. Are laterală. Are laterală, volumul. Și arcul de cer. Sectorul. Sector circular, da? Sectorul, da. Circular. Ca subiect să pun așa, că știți, e interesant când se fie că apare subiect pentru evaluare clasa 8-a. Așa. Copiii sunt tentați să se uite repede. Așa, subiect pentru evaluare clasa 8-a. Evaluare clasa 8-a, pentru copiii imediat intră cei de la 8-a interesați. Da, 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 da. Și noi când dăm distribuire, eu dau pe subiecte. Știți? Și copilul, cineva interesat, când vede subiect, dar ok, ia să văd. Da. Și rezolva. Da. Bun. Haideți să ne oprim. La revedere.